Doamnelor și domnilor, bună ziua! Începe jurnalul orei 15. Tensiuni tot mai mari în interiorul Rusiei. După ce a preluat controlul orașului Rostov, grupul Wagner a ajuns și într-un oraș cheie situat la doar 520 de kilometri de capitala Moscova, Voronej. Acolo au fost raportate lupte între armata regulată, între armata normală și grupul Wagner, care susține că deja a preluat controlul instalațiilor militare. În același timp, mai mulți lideri militari și-au declarat deja susținerea față de președintele Vladimir Putin, iar capitala Moscova este tot mai baricadată. Это 28-й все-таки из Мариуполя. Охуеть, блядь! По трассе въебал только что, ебамара! Au fost raportate lupte între armata regulată rusă și forțele grupului Wagner în orașul Voronej. În principal, la periferie, un depozit de carburanți a fost distrus, iar grupul Wagner susține că a doborât un avion de luptă și un elicopter al armatei regulate, după care ar fi preluat controlul instalațiilor militare din oraș. Guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, susține însă că armata aplică ceea ce a caracterizat drept măsuri necesare de luptă. Orașul Voronej este poziționat exact între Rostov și Moscova, astfel că este important pentru grupul Wagner să controleze acest punct în situația în care Evgeni Prigojin și-a propus să ajungă la Moscova. În Sankt Petersburg, orașul din care provine atât președintele Vladimir Putin, cât și Evgeni Prigojin, autoritățile ruse au efectuat o razie la sediul Wagner. Între timp, unii lideri militari și-au declarat deja susținerea și loialitatea față de președintele rus Vladimir Putin, printre ei și liderul cecen Ramzan Kadyrov și generalul Sergei Surovikin, cunoscut drept măcelarul din Siria și totodată fost comandant al forțelor ruse din Ucraina, și-a declarat susținerea pentru președintele Vladimir Putin. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагнер. Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. În paralel, capitala Moscova este tot mai baricadată și există informații potrivit cărora ar fi fost desfășurați soldați pe principalele legături cu orașul Voronej. Între timp, în orașul Rostov, primul ocupat de grupul Wagner, presa rusă a raportat o explozie la sediul armatei. Ziua a început cu ocuparea fără rezistență a orașului Rostov, unde se află cartierul general al districtului militar sudic al armatei ruse. Aici, grupul Wagner l-a capturat inclusiv pe generalul Vladimir Alexeiev, mâna dreaptă a șefului statului major, general Valeri Gerasimov. Nu